Sunt tot mai mulți oameni care abandonează apa minerală în favoarea sifonului. Acest produs aproape nelipsit din casele românilor înainte de Revoluția din anul 1989 și a făcut din nou apariția în comerț și se vinde cu doar 6 lei în marile magazine. Sifonul, cunoscut și sub denumirea de apă carbogazificată, este disponibil în variantele plată și minerală, cu adaos de electrolit și procese multiple de distilare. În ciuda popularității crescute a apei în vară, sifonul rămâne în topul preferințelor, fiind apreciat atât de adulți cât și de cei mici, mai ales în combinație cu siropuri pentru a crea băuturi acidulate. Cu un preț accesibil de 5,49 de lei în supermarketul, sifonul își recâștigă popularitatea de altă dată. În perioada comunistă, sifonăriile erau prezente în fiecare cartier bucureștean, iar astăzi produsul cunoaște o revenire triumfală pe rafturile marilor retaileri. Datorită modalității sale de ambalare, își păstrează acidul în timp, astfel încât este ideal pentru a fi consumat rece cu vin sau combinat cu diferite siropuri. Apa carbogazificată poate fi folosită ca înlocuitor pentru apa minerală. Produsul nu prezintă riscuri pentru sănătate, deoarece este o combinație dintre apă, bicarbonat de sodiu și dioxid de carbon. Fiind îmbuteliate în sticle speciale, acidul se păstrează mult mai bine, spre deosebire de sticlele cu apă minerală. A se păstra la loc uscat și răcoros, departe de sursele de căldură sau de acțiunea directă a luminii. Diferența dintre sifon și apă minerală este simplă. Sifonul este o băutură creată prin combinarea apei cu dioxid de carbon, iar apa minerală provine din izvoare subterane. Pentru cei îngrijorați cu privire la impactul asupra sănătății, trebuie să știți că sifonul nu prezintă riscuri semnificative, relatează click.ro.